pregătit pentru duelul cu Mirela Rădoi? Să vedem, mai avem 10 zile. Până atunci, miercurea viitoare vom juca. Da, ne vom pregăti. Orice meci este important și cu siguranță ne vom pregăti bine pentru acest duel. Nu neapărat că e Mirel Rădoi antrenor la Tai. Nu. Orice meci e important în liga asta și atunci va trebui să facem puncte, să ne depărtăm cât mai repede de zona aia. Bine, nu cred că vom avea probleme. Ne mai trebuie vreo 5-6 puncte și cred că totul va fi în regulă. Sper să le fac în 9 etape cât mai sunt de jucat. Nu cred că ar fi probleme. Peste 3 etape vă întâlniți cu Cristiano Ronaldo. Da, 3 etape de acum încolo, da. Jucăm cu Tai, acasă cu Fatec, da. Jucăm la Al Nassr pe 27, da. Ce să... Greu, un meci... Da, un meci greu, un meci... Da, întâlnești unul dintre cei mai buni fotbaliști ai tuturor timpurilor. E clar, acolo e un fenomen, nu va fi ușor, va fi greu, dar ne pregătim pentru orice meci. Eu n-am pierdut cu echipele mari. Am făcut 1-1 cu Hilal, am făcut 0-0 la Itihad și am făcut 2-2 cu Shababu. De ce nu putem să luăm punct și la Nasser? O să fie... O să ai parte de un asemenea duel? O să-l întreb, să văd dacă își mai aduce aminte. Când jucam eu la Madeira, că el era copil atunci. Și când jucam eu în 2000, el era copil. Atunci pleca la Sporting. Să vedem dacă își mai aduce aminte. E ceva deosebit, nu? Da, pentru orice antrenor să întâlnești, să ai în față jucători precum Ronaldo, Messi sau eu știu cei mai mari fotbaliști, îți dă experiență, îți dă un oarecare confort, să zic așa, în cariera de antrenor și asta înseamnă mult. Ați văzut ce a declarat și el, că acest campionat va deveni unul dintre cele mai puternice și eu sunt ferm convins. Eu când am spus lucrul ăsta, toată lumea râdea în România, fiindcă știu ce transferuri pun la cale arabii, știu ceea ce vor să facă și, spre exemplu, acum 3 zile, ministrul sporturilor a șters toate datoriile la toate echipele. Deci au plătit absolut toate datoriile care existau sau vor plăti în decursul acestei săptămâni, toate datoriile care există la toate echipele din prima ligă de la A la Z, indiferent că au spețe la FIFA, că au salarii de plătit, că sunt în urmă cu salariile, vor aduce pe toată lumea la zi și vor plăti toate datoriile. Asta înseamnă forță bugetară, asta înseamnă în momentul în care îți dorești să nu ai niciun fel de problemă și cu siguranță venirea lui Ronaldo a creat această emulație, făcând ca, deschizând, să zic așa, o poartă și pentru următoarele transferuri, care eu sunt ferm convins că vor fi răsunătoare în vară. Cristian, ne-ai gândit ce vei face din vară? Adversar? Noastră? Nu știu, mai am un an de contract. Deocamdată, nu știu, să vedem, să terminăm sezonul ăsta și vedem ce se va întâmpla. Pe Messi acolo? Păi nu, am impresia că și președintele meu termină această perioadă de 4 ani, candidează iară, nu știu dacă va fi reales, probabil dacă va veni al președinte, există posibilitatea să vină cu un alt antrenor sau nu știu ce se va întâmpla, dar până în vară mai sunt 2 luni și vom vedea. Cred că sunt între puținii antrenori care a semnat un contract de 2 ani de zile. Toată lumea semnează un an plus un an. Eu am semnat 2 ani de zile și sper să-l duc la bun sfârșit, cum am zis, să termin acest contract, după care să-mi văd de treabă. E cea mai grea perioadă pentru... sau la ce vă referiți? Poftim? Să veniți în România sau la ce vă referiți? Păi o să vin în România, că aici stau. La antrenor? Nu. E cea mai grea perioadă pentru dumneavoastră? Da, traversez o perioadă grea, de ce? Nu pot să ascund. Traversez o perioadă dificilă, nu mai mi-arde, mi-e greu. Mi-e greu, sunt departe de familie. Nu este ușor și eu nu sunt adeptul omului așa să alerg după bani, așa ca disperatul, să mă duc să... Am antrenat în Turcia, eu, credeți-mă că de foarte multe ori sunt mai apreciat în Turcia sau în Arabia Saudită decât în România. Deci în momentul în care în Turcia ies pe stradă, oriunde m-aș duce, acum în orice oraș, sunt cunoscut și lumea vine să facă fotografii cu mine sau în Arabia Saudită la fel, dar nu la un moment dat îți dispare motivația, îți dispar, sunt mai multe
mai multe componente care mă fac și m-au făcut să iau această decizie, că deja am anunțat. Eu vreau să renunț la antrenorat, mai am să termin contractul, după care voi renunța și voi vedea ce voi face. Dacă voi rămâne în fotbal, o voi face în televiziune, dacă nu, nu este niciun fel de problemă, pot să stau liniștit acasă. Nici măcar Rapidul, peste ceva timp, poate faceți vă răzgândiți, dacă s-ar fi ocazia, ar putea. Nu, Rapidul, ok, e ceva aparte în inima mea. Rapidul, eu ieri, de exemplu, nu, n-am rezistat emoțional să merg la handbal. N-am rezistat. Am stat acasă și ieri, să fiu sincer, am plâns. La meciul Rapidului am plâns. Adică ceea ce se întâmplă în sală, când vedeam copii, când vedeam atâtea doamne, când vedeam, adică cântând toată sala, n-am putut decât și acum. Mi se face pielea de găină așa și nu e frig, e bine aici unde suntem. Dar Rapidul e un fenomen. Rapidul este un... te face, nu știu, așa, te răscolește. Nu, Rapidul are antrenori, eu respect pe Mutu, respect ceea ce a făcut acolo, are un investitor și un președinte care ei merg pe o anumită linie, le doresc baftă, să dea Dumnezeu să se claseze cât mai sus anul acesta și nu are rost să vorbim despre Rapid, fiindcă în momentul de față nu pot decât să zic că iubesc acest club și atâta tot, mă opresc, mai departe nu.